Cu porțile deschise, dar cu inimile închise. Atunci când Domnul Isus Hristos a intrat glorios în Ierusalim, când a intrat ca Rege, conform profețiilor din Vechiul Testament, exact în momentul în care s-a profețit, a intrat pe porțile Ierusalimului. Porți care au fost deschise, oamenii erau entuziasmați, erau plini de bucurie, marea majoritate dintre ei. Spre exemplu, un om necunoscut a oferit mântuitorului un măgăruș și măgărița care erau legate împreună într-un sat. Doi dintre ucenici au mers să îi aducă, i-au adus pentru că Domnul Iisus avea trebuință de ei. De asemenea, oamenii au început să ofere pentru Isus, au început să ia din hainele lor, să le așterne pe jos, au început să rupă din ramuri de finici și foarte mulți dintre ei erau entuziasmați, erau plini de bucurie, săltau de bucurie, strigau și au început să deschidă porțile Ierusalimului pentru Mântuitorul. Mai apoi a intrat Domnul Isus în cetate, a intrat în templu, toată cetatea s-a pus în mișcare, era o forvătă aparent pozitivă, dar dacă ne uităm mai atenți, vom observa că, de fapt, inimile lor erau închise. Spre exemplu, preoții cei mai de seamă, afirmă Matei 21 cu 15, cărturarii, când au văzut minunile pe care Domnul Iisus le-a realizat în templu și copiii care strigau în templu și ziceau Osana, fiul lui David, s un umplut de mânie. Erau cu pumnii strânși, erau foarte supărați, inimile lor erau de gheață, cerul lor era plumburiu, de ce? Pentru că ei aveau doar porțile cetății Ierusalimului deschise, însă inimile lor erau închise. Când s-a apropiat de cetatea, afirmă cuvântul Domnului în Luca 19 cu 41, Iisus a văzut-o, dar nu a văzut doar sistemul acela al cetății, doar arhitectura templului, ci Iisus a văzut ce se află în inima lor și la această priveliște Isus a început să plângă și să afirme dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Plânsul Mântuitorului este determinat de inimile închise ale locuitorilor cetății Ierusalimului. Acum când marea majoritate dintre noi pe întreg mapamondul ne aflăm în izolare, am vrea să învățăm din această lecție. Chiar dacă ușile noastre sunt închise pentru că trebuie să rămânem în casă, pentru că de aceste sărbători, sărbătoarea floriilor și sărbătoarea Paștelui, nu putem să ne vizităm, avem ușile închise, e foarte important noi să fim diferiți de concetățenii Mântuitorului, de contemporanii acestor sărbători. E foarte important ca noi, chiar dacă avem ușile închise, să avem inimile deschise să oferi timp pentru Mântuitorul, să te gândești la rolul pe care l-a avut Domnul Isus Hristos, nu doar de profet, cum îl priveau ei, în versetul 11 din Matei 21, este Isus prorocul din Nazaretul Galilei, nu, nu, doar un învățător, cum îl percepeau mulțimire, nu doar domnul fiul al lui David, cum îl percepeau în versetul 9 din capitolul 21 Matei, nu doar un primis al lui Dumnezeu, ci trebuie să-l privești ca singurul mântuitor al Universului. El a venit să moară pentru tine, el a intrat glorios în Ierusalim pentru că avea drumul acesta al mântuirii, drumul acesta al crucificării, drumul acesta al ultimei săptămâni în viața lui, pentru că mai apoi Golgota să fie crucificat pentru ca prin sângele Lui fiecare dintre noi care credem cu adevărat și proclamăm prezența, autoritatea, domnia și supremația să fim mântuiți prin El. Oare de această sărbătoare a florilor vor curge din nou lacrimi din ochii Lui Isus? Oare din nou vor fi doar uși deschise, uși vizibile, adică uși proeminente, uși verbalizate sau vor fi cu adevărat inimile noastre deschise. Acum când ușile noastre trebuie să fie închise pentru că trebuie să stăm izolați, e foarte important să ne deschidem inimile înspre Dumnezeu Tatăl, să-i mulțumim pentru planul mântuitor pe care l-a avut, l-a derulat și l-a împlinit pentru fiecare dintre noi. Să ne aplicăm inimile în fața Domnului Isus Hristos, să ne deschidem viața în fața Domnului Isus Hristos și să strigăm și noi o Dumnezeu le mântuiește, ne salvează, -ne, să luăm această poziție care a fost cea mai pozitivă din toată această scenă a intrării lui Isus în Ierusalim: poziția copiilor care strigau, care nu s-au uitat la cei din jur, care nu au fost oprimați de sistemul, de ura, de nepăsarea celor din jur, ci ei au strigat. O sana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Strigă și tu azi, deschide și tu inima azi, fi cu tot sufletul dedicat lui Dumnezeu și fă din viața ta un timp special în care chiar dacă trebuie să stai cu ușile casei închise, cu porțile, dacă locuiești la casă, închise, să ai inima ta deschisă în fiecare dintre noi, să intre Domnul Iisus Hristos ca rege, Stăpân, și supremația Lui să fie pentru fiecare dintre noi cea mai importantă. Nu uita, chiar dacă ușile tale sunt închise în vremea aceasta, lasă inima ta să fie deschisă înspre Domnul Isus Hristos. El vrea să intre din nou în inima ta.